Astra-Dinamo, în etapa nouă a play-off-ului Ligii 1, a umplut stadionul Marin Anastasovici. De peste 7.000 de spectatori au venit să vadă nu atât o partidă fotbalistică, care nu mai putea schimba nimic, cât mai mult pe noua campioană a României, nimeni alta decât Astra Giurgiu. Una peste alta, spectacolul fotbalistic nu a lipsit, cum nu au lipsit nici emoțiile, mai ales că Dinamo a luat conducerea încă din minutul 16, spre stupefacția suporterilor giurgiuveni. Nioare, nioare pentru Palici, Palici, gol! Astra a replicat din poziția de campioană prin Junior Moraes, care a reușit primul său gol al sezonului, gol pe care l-a dedicat fostului său coechipier Constantin Budescu. Dinamoviști au revenit și la pauză s-a terminat 2-1, dar în repriza a doua giurgiuveni au dat un adevărat recital fotbalistic. După o pasă foarte bună a lui Lovin, Alibeca a înscris pentru a 16-a oară în acest sezon. Atacantul Astrei și-a arătat în continuare clasa de mare fotbalist și l-a servit de două ori pe Alexandru Ioniță, iar acesta a adus scorul la 4-2 mai puțin de 10 minute, după mutarea extrem de inspirată a antrenorului Marius Șumudică. Ioniță, o pasă lui Galibec, Ioniță, 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 gol! Doar cu locul 4, Alex Ioniță! 4-2, Alex Ioniță face dubla în doar 10 minute de la intrarea pe teren. Așadar, luni 2 mai, o zi istorică pentru giurgiuveni, Astra spulberă pe Dinamo și dă startul petrecerii pe teren și în centrul orașului, după ce legenda fotbalului giurgiuvean Narcis Coman înmânează Cupa Campionilor capitanului echipei noastre. Mai multe amănunte despre premierea echipei Astra și despre sărbătoarea din centrul orașului puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.